Mai puțini alegători, însă mai multe secții de votare. Așa stau lucrurile la alegerile parlamentare față de cele locale din vară sau de referendum. După renumărarea prahovenilor cu drept de vot din toamnă, în județ, pe listele permanente, există 680.403 de alegători, adică cu aproximativ 100.000 de alegători mai puțin față de numărul din vară. La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, în județul Prahova sunt stabiliți ca fiind alegători 680.403 persoane, care vor vota într-un număr total de 620 de secții de votare, dintre acestea 157 fiind în Ploiești și 23 în Câmpina. Pentru desemnarea viitorilor senatori și deputații din Parlamentul României au fost tipărite doar pentru județul Prahova 1.504.862 de buletine de vot. Numărul de buletine de vot este de 1.504.862 buletine de vot. Ștampilele de control ale secțiilor de votare sunt câte una pe secție, 620 în total. Ștampilele cu mențiunea votat sunt 5 pe secție, deci 3100. Din totalul de alegători, 594.091 au cărți de identitate, restul au buletin de identitate.